Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Una dintre marile bucurii ale angajaților sunt excursiile pe banii companiei. Da. Cine nu se bucură de excursie cu niciuna, colegii, da? Că nu trebuie? Ai fost team building, ai fost în toamnă în team building. Ah, bravo, da. Și cum e posibil atâta nerecunoștință? Cine nu se bucură de așa ceva, că nu trebuie să plătească nimic pentru asta? Și am fost în team building. Middlesbrough la meciul din UEFA. Celebru meci. Da. Foarte bun meci. Cu 15. Cine nu se bucură dacă îi plătește compania concediu cu familia și nu mai e nevoie să meargă și cu colegii în vacanță? Adică, da, mergem în colegii, ok, dar dacă mergi numai cu cine vrei tu, palese. Sunt firme private care fac asta. Oferă astfel de bonusuri. Dacă fac profit bun, dacă merge bine compania, dacă au patroni care au grijă de oamenii lor buni, dacă vor să dea recompense, sunt firme private unde se întâmplă lucrurile astea. E mai complicat în serviciile publice, adică în companiile de stat, ale primăriilor, companiile, regiile autonome, acolo alea funcționează în principiu din banii cetățenilor și nu dă chiar așa bine să premieze angajații cu vacanțe, mai ales cu vacanțe scumpe. Adică nu că n-ar fi și ei oameni. Și ei ar vrea, sigur că da, dar există mereu riscul ca cetățenii din banii cărora s-ar plăti vacanțele astea să strâmbe din nas. Păi noi plătim taxă pentru serviciile primite. Nu plătim și concediile angajaților. Adică nu direct. Pentru asta primesc salarii, nu? De asta aveți salarii, sporuri și așa mai departe, să vă descurcați în viață. Nu acum plătim și vacanțe cine știe pe unde. Deci cum faci să rezolvi problema asta într-o companie publică? E ingeniozitate mare, trebuie să recunoaștem. Cineva a inventat la un moment dat cursurile de specializare și formare profesională. Obligatorii. Foarte bune. Nu te poți împotrivi specializării angajaților. Cu toții vrem să se ocupe de noi specialiști cât mai buni. În toate regiile, la toate ministerele, la fisc, la unde ai tu nevoie, la ghișeu, să fie cât mai specialiști posibil. Și dacă specializarea aia se face undeva unde e cald... Da. Iată, deci compania Salubritate Craiova, care este deținută de municipiul Craiova și alte două comune limitrofe, a decis să-și trimită mai mulți angajați la formare profesională în stațiuni de pe litoral sau de la munte, în plin sezon, la tarife care ajung la 200 de euro pe noapte. Cazarea este oricum de 6 ori mai scumpă decât cursurile propriu-zise. Pentru că și ei sunt oameni, nu? Au avut ghinion, acum au venit cursurile. Cursurile costă în total, deci pentru 16 persoane, scrie Gazeta de Sud, 2850 de euro fără TVA. Cazările costă 20.000 de euro. Ce TVA. Ieftin au prins cursurile. Da. Cred că de-aia s-au și dus. Voi, e păcat. Da. E pe umană. Sigur. Ne costă cazarea 6. Băi, da, adevărul că specializarea subțire cu cheltuială se ține. Astea-s cursurile, este un gunoier, nu? Pentru lucrători în salubritate, nu se mai spune gunoier de mult. Pardon. Pentru lucrători, da. Da. E important. Pentru foștii gunoieri, acum lucrători în salubritate. Actualii, da. Da. Au fost alese cursuri care vor avea loc în stațiuni precum Mamaia, Jupiter, Băile Felix, Poiana Brașov, tocmai în perioada estivală, când cazările, mai ales cele mai la mare, cum știm foarte bine, sunt cele mai scumpe. Și unii răi ar putea spune că e vorba de niște concedii plătite din banii cetățenilor. Dar noi nu credem în greșeala asta. Adică, sigur, e vorba de specializări. Sunt convins că dacă o să te duci acolo în plin sezon la Mamaia, unde sunt cazați în timpul cursurilor de specializare angajații de la Salubritate Craiova, nu îi găsești nici la plajă, nici la birt, nici la nimic, nu, mă, nici la mare, cursuri. Nici la piscină. Sunt toți la cursuri. Sunt două aspecte aici. Toată lumea în chiloți pe lângă ei, la costum, la specializare. Deci astea sunt niște cursuri, după cum ai spus, de specializare. Și formare trebuie profesională. Trebuie să ne gândim. Da. Gunoi se face odată. Când e aglomerat? Da. E aglomerat când? În sezon. Dacă te duci să faci specializarea acum la Constanța, la Mamaia, nu e nimeni. Nu se face. Nu poți să te specializezi cu adevărat. Da. Îi lipsește materia primă de specializare. Și doi la mână, vara, când, după cum știm, gunoiul e perisabil, să zic așa. Atunci e momentul. Ute. Da. Trebuie să ne grăbim. Practic. Trebuie celeritate în adunarea deșeurilor, astfel încât aglomerație plus căldură, atunci e dificultatea mare și se fac cursuri. Atunci se fac grupele practice, cred. Exact. Eu sunt, încă o dată, sunt convins. În timp ce toată lumea o să fie la piscină, la nu știu ce, ei săracii, 16... și aici o să fie specializați pe strângerea gunoiului din hotel. Și prejurim. Și plajă. Pe plajă, mai puțin pe plajă, să nu bate la ochi dacă se duc pe plajă.
Da. De asemenea, acestor angajați nu le-a fost impusă o anumită perioadă în care să plece toți deodată, deci s-au luat cazări în perioade diferite, în locuri diferite, care cum a simțit că îi vine specializarea. Cursul. Deci e un fel de team building pe persoană. Da. Cum simți cursul? Da. Cum crezi că, cam când crezi că simți? Da. Unul dintre angajați o să meargă în perioada 13-20 august în Poiana Brașov, la Teleferic Grand Hotel. Băi, am fost și eu acolo. Acolo iarna e nasol. Costul pentru cele 7 nopți de cazare este de 4.000 de lei. La Băile Felix... Cursul e foarte ieftin acolo. La Băile Felix, două persoane, în perioade diferite. Se specializează individual. Ai văzut? Practic e studiu individual. Să nu le distrag atenția. Primul curs de formare profesională la Băile Felix, 18-25 iunie, al doilea, 25 iunie, 2 iulie. Sunt legate totuși. 5.000 de lei prima deplasare, 6.000 de lei a doua. Cei mai mulți dintre angajații de la SC Salubritate Craiova au ales totuși litoralul, pentru că acolo cred că au simțit că e formarea profesională adevărată. Acolo e mai greu. Da. La Mamaia vor ajunge 10 persoane. La Jupiter, 3. Se vede așa o discriminare. Pentru una dintre persoanele care vor merge la Mamaia, se va plăti la cazare 4.577 de lei pentru perioada 2-9 iulie. O altă achiziție... 2-9 iulie. Mă rog, nu mai dau toate astea. Sunt diverse. 16-23 iulie, 30 iulie, 6 august, hoteluri din Jupiter sau Mamaia. La Mamaia 4 stele, full sezon, 200 de euro pe noapte. Vezi că pe litoral, dacă te duci la cursuri și cu copil sub 6 ani, e gratuit. Cum își punea lumea înainte concediu după live pe plajă, acum poți să-l pui după antrenamentele gunoierilor ca să vezi spectacol. Am și un autodenunț, dacă se poate, de la Nelu. Zice, cu ani în urmă și soția mea a participat la asemenea cursuri. Bineînțeles, am fost toată familia o săptămână la mare. Jurnaliștii de la Gazeta de Sud au întrebat care sunt explicațiile pentru aceste deplasări scumpe în plin sezon. Conducerea companiei, vă reamintesc, o companie publică a primăriei, a răspuns că aceste cursuri sunt obligatorii conform legii. Nu poți să te opui, practic. Adică te forțează să te duci la mare pe banii. Intri în penal după aia. Da, și că, citez, angajații care se specializează pe cursuri, atât în localitate cât și în afara localității, pe tot parcursul anului, s-a precizat, deși, sigur, tot parcursul anului e aplicat afara. Și la medici, așa. Sunt agenți DDD, adică deratizare, agentul DDD. Da. Deratizare, dezinsecție, dezinfecție. Asta nu era Dante Iaconescu direct? Șofer, da, economă, mă rog. Mamă, și-ar avea uniforme de-astea, ceva spectacol? DDD, pac. Băi seama. Agentul DDD. Who you gonna call? DDD. Ba, de mă rog că dezinsecție, deratizare și ce mai e, dezinfecție și astea, în hotelurile de la mare... Merge. Acolo, da. Eu nu știu dacă îți faci mână. Se poate face special, dar un schimb de experiență solid, tot cred că clar. Se poate face. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.